Salutare, fratele, și bine v-am găsit la un nou episod de bine. De această dată vom face un episod de amnam. Da, dacă vreți să facem un episod de amnam și ca vlog, pe bine o să facem și așa. Și nu uitați că puteți și voi să vă downloadați acel joc cu amnam. Intrați pe Google Play, scrieți amnam challenge și îl veți găsi. Super tare. E bine, hai să dăm noi drumul la episod. Și nu uitați că sunteți noi pe canal să vă abonați și să dați și un like dacă vreți să continuăm seria străinei la acest episod peste 4 like-uri. Și bine, hai să dăm noi drumul la episod. Am n-am mers vreodată cu ATV-ul, n-am mers. Am n-am călătorit cu avionul până acum, dar de vreo 5 ore. Am n-am filmat pe cineva fără să știe. Ba da. Am n-am fost în alt continent. În alt continent, sta să mă gândesc. Băi, fraților, nu n-am fost, n-am fost. N-am avut mâna în ghips, nu mi-a luat niciodată nici mâna, nici picior. Sunt foarte greși să liu. Așa, n-am călărit vreodată un cal. Ba da, n-am fost la echitație, doar că am călărit un cal, da. Dar am dărâmat via, știi, am călărit calul până am intrat cu el în vie. Am chiulit de la școală. Băi. Bă, nu, n-am chiulit. Am mâncat vreodată sushi. Nu, dar îmi doresc să mănânc. Am spus vreodată că nu mint. Deși mințeam. Ba da. Am căzut într-o groapă. Ba da. N-am luat ceva din gunoi, ba da, când am aruncat ceva care îmi trebuia și am, băi, de să vezi, am aruncat toată, nu mai știu, știi, bă, în loc să deschid o prăjitură, să-i deschid ambalajul, să o mănânc, știți, am aruncat direct prăjitura și eu aveam o hârtie în mână care intră, știi, și ar trebui să mă bat după prăjitură. Dar știți, n-am mâncat ambalajul, am mâncat prăjitura și prăjitura era bună și de-aia m-am și băgat pe ea. Așa că am ceva de gunoi. Am jucat paintball. N-am jucat, dar vreau să joc. Este super tare. Am strigat după cineva de la geam. Ba da, am strigat. Am vomitat în timp ce călătoream. Băi. Ba, dacă mi era rău și trebuia să mă duc la spital și am vomitat pe drum, da. Am văzut o eclipsă de soare, ba da, fără ochelari. De da, n-am desenat pe pereți când eram copil mic. Bă, n-am desenat. Apăsați, după ce ați spus toate întrebările, apăsați pe descrie-mă și după aia stați. O să vă bage o publicitate, vă dați seama. Și aici o să vă scrie cum sunteți voi ca persoană. Ești o persoană normală, putem spune că uneori îți place să și să te distrezi. Da, păi bine. Fraților, eu nu sunt așa, sunt mai nebunatic. Și bine, aici puteți să puneți propria voastră întrebare. Eu am pus și eu o întrebare aici. Dacă am făcut vreodată selfie cu un YouTuber de peste 100k abonați, știți? Așa am pus eu. Și da. Ei bine, hai să mai răspund la câteva întrebări. Așa, n-am rău de înălțime. N-am. N-am atins vreodată un șarpe, ba da, am atins. Am atins de orșa pe care scria împinge. Ba da, de multe ori. Am căzut pe bicicletă, ba da, mi-am spart capul. Nu am făcut la telefon, ba da, cu prietenii am făcut. Am căzut vreodată pe scări. Bă, n-am căzut. Am cântat într-un cornu. N-am făcut baie într-un lac. Ba da. Am stat mai mult de o oră în trafic. Ba da. N-am îmbrățișat vreodată un necunoscut, nu. N-am fost la schi, nu.
N-am dormit sub cerul liber. Băi, pe dacă mă gândesc... Ba, am dormit. N-am fost vreodată la patinoar, ba, dar am fost... N-am fost vreodată la cer, ba, dar am fost la cer cu Globus. A fost foarte tare. Am dat banii unui cerșetor. Băi, n-am dat. N-am rămas corijent la vreo materie. Nu, niciodată. Descrie-mă, vedem mai târziu. Și de persoana mea, așa. Da, ok. Băi, deci, ca între și cu acest episod, nu uitați că v-a plăcut acest episod și mai vreți să continuăm cu seria de am-n-am sau cu challenge-uri. Cu seria de challenge-uri, nu uitați să apăsați și pe buton de like. Ca să strângem la acest video peste 4 like-uri, ca să continuăm și eu seria. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. E bine, eu am fost Edia, noi vă vedem de data viitoare. Pa, pa!